Centrul Multicultural Nicu Hagi de la Apa Sărată a găzduit un eveniment cultural comemorativ organizat de Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu. Pe 21 august s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Toma Arnăuțoiu, ofițerul care împreună cu alții luptători care au crezut în libertate, au luptat pentru înlăturarea regimului comunist instaurat în România de către puterea bolșevică de la Moscova. Cu această ocazie vom afla o poveste de viață tulburătoare, povestea unei familii de eroi. Sunt tulburat de emoție și nu pot decât să spun că eroii nu mor niciodată. Cei prezenți au avut ocazia să vizioneze un film edificator despre Toma Arnăuțoiu și rezistența din Munții Nucșoarei. Înrăutățirea situației politice și sociale din țară, epurările pregătite din politice făcute în toate instituțiile, adoptarea legilor prin care proprietarii de terenuri și case au fost deposedate proprietăților fără să fie despăgubiți, au fost evenimente revelatoare pentru ceea ce avea să urmeze în viața oamenilor din toate categoriile sociale. Pentru Toma Arnăuțoiu, tot ce se petrecea în țară, precum și înlăturarea sa din armată, ca de altfel a multor ofițeri capabili care luptaseră pe front, i-au creat o profundă nemulțumire și i-au întărit convingerea că trebuie acționat pentru a înlătura regimul comunist. A urmat un spectacol omagial intitulat Cântecul Memoriei, susținut de fiica lui Toma Arnăuțoiu, Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu și jurnalistul Cristina Chirvasie, care a recitat din literatura scrisă în detenție. La un moment dat, cum se deschid niște porți, am auzit că se deschid niște porți metalice, mașina a mers câțiva pași, câțiva metri și s-a oprit. Mai târziu am aflat că eram la Malmezon, pe calea Racovei. Îmi aduc aminte că la ziua au apărut mai multe siluete. Eu fiind ridicat în picioare, am rupt-o la fugă și am auzit împușcături. Rafale de pistol automat. Nu știu ce s-a mai întâmplat, că m-am trezit la arestul securității din Pitești. Îmi amintesc totul. A fost mai întâi arestat Toma Arnăuțoiu, a cărei arestare am văzut-o și eu, aflându-mă la mică distanță. În timpul arestării lui am reușit să fug din acel loc. M-am retras în direcția nord, spre comuna Corbi. După ce am parcurs circa un kilometru staționând pe marginea râului Doamnei, am fost descoperit. A fost o seară în care s-a reamintit despre rezistența din munți, au fost pomeniți eroii care au murit în pușcăriile comuniste și a fost un prilej emoționant de a nu uita pe cei care s-au jertfit ca România să fie liberă.